Am revenit, dragi telespectatori, din scurta pauză de publicitate, alături de mine în continuare Cezar Honceriu, preparatorul CSM Politehnica Iași și Luca Ciubele, jucătorul, așa cum i-am spus noi, cel mai pe val în momentul de față din lotul ieșan. Întreba același telespectator despre care îți spuneam în prima parte a emisiunii dacă există diferențe mari între Liga 1 maghiară și Liga 1 românească. Cum vezi, care e diferența între cele două? I got this question many times from Hungary, and the two leagues are very close to each other. I think the Hungarian league in every year a little bit higher and higher, not much, but the Romanian league now it's going down a little bit. And the football in Hungary a little bit slowly, a little bit slower, and here a little bit harder and faster, but very close to each other. Deci, dragi telespectatori, diferența nu e foarte mare. Suntem un pic sub cei din Ungaria, dar nu foarte mult, nu trebuie să ne temem, deși ei urcă, iar noi coborâm. Cam asta a fost concluzia lui Luchi. Dar important este că totuși există acolo oarecare omogenitate între cele două, nu degeaba suntem țări vecine. Noi suntem puțin mai puternici, iar ei sunt puțin mai slabi. Acum depinde din ce punct de vedere, din punct de vedere tehnic sau din punct de vedere al vitezei în teren. Fizic, viteze. Ca viteză. Da, e bine că avem viteză, nu? Da, eu zic că fotbalul acum, la ora actuală, e forță-viteză și în acest context de forță-viteză, tehnica contează foarte mult, pentru că jucătorul care face diferența din punct de vedere tehnic aia fac diferența, practic. Ce am avut peste CSU și peste Dinamo? Sunt două echipe care, teoretic și practic, sunt deasupra noastră. Și în clasament și ca, să-i spunem, nu palmares, că CSU nu te poți compara cu CSU, că e o echipă nouă înființată, trebuie să o spunem pe aia dreaptă, nu este universitatea de altă dată. Ce am avut peste? De ce? Cum am reușit să-i bat? Din punctul de vedere al preparatorului fizic. Eu cred că ar trebui să întrebăm pe Luchi prima dată din punct de vedere al jucătorului din teren. Să vedem, din punct de vedere al jucătorului din teren. What was the question? Ce am avut peste, cu ce am fost peste, calitativ peste Dinamo și CSU în cele două partide? We were in a good mood and good situation because of we won the last 2-3 games before that match. And yes, we had self-confidence and we believe each other. And we fighted for each other and for the supporters, so I think we want more the win, the victory. Deci, Politehnica Iași a dorit mai mult victoria, a avut omogenitate, a avut spirit de echipă și a avut o pasă bună. Eu nu îi spun o pasă bună, eu sper ca pasa asta bună să se întindă până la finalul campionatului și după mulți ani de aici încolo. Sperăm să avem aceeași pasă, două rezultate identice de 3-1 care au bucurat suporterii ieșeni și care au readus Politehnica în cărți pentru play-off. Da, aș putea să mai spun un lucru. În momentul în care Eugen Neagoi a venit la Iași, a găsit o echipă cu o anumită situație și conjuncturală de vestiar și tactică, cu o partitură tactică învățată de 2 ani de zile. Defensivă, total. Nu discutăm acest lucru. A găsit ce a găsit și el a încercat să schimbe acest lucru. Rezultatele nu au putut să vină imediat, însă în momentul în care jucătorii au înțeles ce vrea antrenorul și au început să joace ceea ce dorea antrenorul, aceste rezultate au început să se vadă. Și eu cred că diferența echipei noastre când pierdeam meciuri și acum când am început să câștigăm este dată de nou stil de joc și amprenta antrenorului asupra echipei. A schimbat, așa cum spune preparatorul vostru fizic, Eugen Neagoe, întreaga partitură, întreaga parte tehnică, tehnico-tactică? Yes, how Cezar said,
When the coach came, we were very down, but after that he pushed us to have brave to pass and to make that dribble what we need and what we can do, and that's why the first 2-3 weeks we were without result, but after the good trainings and everything brought the results. Eugen Neagoe l-a insuflat, dragi telespectatori, curaj, ceea ce, din punctul meu de vedere, este cel mai important. Le-a insuflat curaj și le-a dat curajul de a pasa, de a dribla și de a crede în șansa lor. Și da, este exact așa cum a spus și Cezar, a fost greu, a fost dificil în primă fază, 2-3 săptămâni până s-au adaptat la noul sistem, dar acum iată au venit rezultatele. Așa se întâmplă, cred că așa se întâmplă cam peste tot pe unde se schimbă câte un antrenor. Există o perioadă de acomodare în care echipa nu dă un randament de 100% așa din prima, din start, de cum a intrat antrenorul nou pe poartă, toți sunt... Da, nu știu, sunt antrenori, amintiți-vă de Ionuț Popa când a venit la Iași și noi eram și-a câștigat primul meci cu 2 puncte, da. Și ne-am dus la Steaua și am câștigat cu 1-0, gol dat, dacă mi-am aminte, de Adrian Cristi, da. Atunci. Acum am fost foarte aproape de fiecare dată, că nu am pierdut, nici acum nu am pierdut foarte, foarte rău, însă echipa trebuia ușor-ușor să se adapteze la nouul sistem de joc și atunci a luat puțin timp. Bine că ne-am revenit și sperăm să o ținem tot așa. Bine, nici fotbalul nu mai este chiar cum era pe timpul în care a venit Ionuț Popa la Iași. S-au schimbat multe de pe atunci și nivelul. Chiar discutam edițiile trecute, cred că cu Liviu Suceveanu aici, prezent în platoul nostru, ce ar fi fost dacă am fi avut Politehnica de pe atunci, din timpul lui Ionuț Popa, acum? Și unde, cam care ar fi fost nivelul? Pe atunci se juca puțin mai sus din punctul meu de vedere, adică din cauza problemelor financiare, din cauza problemelor de lot, nivelul ligii întâi a mai scăzut puțin în ultimii ani. Voi cum vedeți? Nu vedeți în același fel? Cum vedeți? Nu, dar Luchi a spus mai devreme că nivelul campionatului nostru este în scădere. Da. Din mai multe, și cauzele sunt multe și am putea să dezbatem mult. Aici cred că una din cauze ar fi o lege a sportului și a sponsorizării care să ajute echipele. Și nu vorbim aici numai de fotbal. Vorbim de sportul de performanță care, trebuie să subliniem, este motorul sportului de masă. Pentru că copiii care ies în parc să joace fotbal sau pe terenurile de fotbal, ei au modele și modelele le iau de aproape. Se uită și la Barcelona, dar cel mai mult, uitați-vă în Iași că au început să apară tricouri cu Politehnica Iași cu numele jucătorilor noștri pe spate și e în curtea școlii, dacă mergi, o să vezi că eu sunt Cristea, eu sunt Gheorghe, eu sunt Vasile. Deci, incredibil. Și e frumos acest lucru, să vezi copii cu tricourile Politehnicii Iași. Și din această cauză, eu cred că la nivel național avem nevoie de o legislație care să susțină din punct de vedere financiar, pentru că este foarte greu să susții acum sportul de performanță și, normal, suntem în cădere. Nu putem compara aceste două epoci, ca să le spun așa, pentru că nu prea există grad de comparație. Care a fost cel mai dificil adversar pe care l-ai întâlnit în Liga 1? Steaua. They have a very good team, very good player, and I think they can put on the field two teams who can play in the same league, so yes, they are very, very strong and good players there. Steaua a fost cel mai puternic adversar pe care l-a întâlnit aici în România. Are chiar două echipe, după cum spune Luchi, pe care dacă le-ar pune în teren pot juca în aceeași ligă. Deci și cei care sunt titulari și echipa de rezerve e cam tot la același nivel și din punctul lui de vedere e cam cel mai tare adversar pe care l-a întâlnit în România până în momentul de față. Există vreo altă opinie?
Nu, este adevărat că Steaua, și iarăși revenim la partea financiară, Steaua la ora actuală este echipa care își permite să cumpere cei mai buni jucători din România și normal că este și se vede această diferență, nu neapărat la un meci, pentru că dacă luăm ultimele 6-7 meciuri ale echipei noastre cu Steaua, nu prea ne-au bătut. Ne-au bătut ultimul meci, dar în rest, când au avut nevoie să câștige, și haideți să ne aducem aminte și să aducem aminte telespectatorilor de ultimul meci de acum un an, când ei trebuiau să câștige titlul la Iași și nu l-ar fi câștigat la Iași cu o echipă care noi ne-am atins atunci obiectivul și doar pentru spectatori au jucat atunci jucătorii noștri și pentru mândria lor. Și iată Steaua cu banii care și nu tot n-au reușit să bată echipa Iașului. Însă, pe termen lung, această investiție majoră în jucătorii cei mai buni, în cele mai bune condiții de antrenament, de refacere, de recuperare, de nutriție, de specialiști în jurul lor, este normal ca pe termen lung să se vadă. Adică plecăm din start, sau foarte multe echipe pleacă din start, dacă vorbim de Steaua, cu un handicap într-un campionat. Și noi am plecat cu un handicap anul trecut și mai mare. Ei au terminat mai repede campionatul, ne aducem aminte, noi am jucat mai mult pentru că eram în play-out și am intrat repede în pregătiri pentru că ei au avut 3 săptămâni în plus pentru refacere, pentru management al echipei, pentru marketing al echipei, pentru vacanță, pentru transferuri și după aia bate cu ei. Și l-au luat și pe Boian. Și l-au luat și pe Boian. E foarte greu și nu sunt lucruri care la nivel de federație nu, ei dezechilibrează prin deciziile care le iau acolo și prin felul în care structurează campionatul, ei dezechilibrează acest campionat, pentru că noi am fost dezavantajați în anul trecut. Și orice echipă joacă în play-out, inclusiv în acest sezon, continuă tot la fel dezavantajată. Nu știu exact să vă spun, nu? Că, din câte am înțeles, vor încerca să regleze această diferență, pentru că nu sunt singurul care a zis acest lucru, și ei vor încerca să, probabil, să dea o diferență mai mare de zile între meciurile lor și ale noastre și atunci probabil că vor ajunge tot pe acolo să terminăm cam o dată, pentru că nu este corect. Presupunând că, pentru că spuneați că e greu, încă e dificil, chiar dacă sunt doar 5 puncte distanță de play-off, să ne gândim la play-off, presupunând că rămânem pe aceeași clasare ca și în sezonul precedent, adică pe locul 7, putem să sperăm la o cupă europeană? De pe locul 7, dată fiind situația echipelor care sunt în play-off, dar nu au posibilitatea de a juca în Europa pentru că au probleme financiare, sunt în insolvență, au interzis de la Europa. Ca să vedeți că nu mă preocupă acest lucru în mod direct, nu vă pot da răspunsul corect, dar din câte știu, locul 7 este eligibil pentru a participa în Cupa Europeană. Este normal ca cei care au aceste probleme să continue să joace în play-off și să ia șansa celor care sunt la zi, sunt curați, muncesc zi de zi pentru un anumit rezultat și pentru o anumită prestație pe teren, să joace în play-off în condițiile în care oricum nu au posibilitatea de a juca în cupe europene. Se întâmplă lucrul ăsta, de exemplu, în Ungaria, adică echipele care au probleme financiare și care nu pot juca în Europa sunt acceptate în primele poziții, în primul eșalon. I don't understand everything. Please, Cesar, help me. Ok. Eu știu că președintele nostru, domnul Florin Prunea, a ridicat această problemă și a dezbătut-o la nivel de federație și a explicat că nu este corect acest lucru și că lucrurile poate ar trebui puse la punct. În urma discuțiilor care au avut loc, ei au dat un termen limită pentru ca echipele să-și rezolve aceste probleme financiare și de organizare. Probabil că din sezonul următor, cei care nu vor îndeplini aceste condiții nu vor mai avea voie să acceadă acolo. Sunt discuții și știu că Florin Plunea a pornit aceste discuții și federația este în curs de a rezolva și această problemă. Să sperăm că o vor face.
Cât de grele sunt următoarele 5 meciuri raportate la modul în care a început Politehnica campionatul? A fost un start bun, de 2-3 meciuri foarte bune, după care, practic, parcă totul se năruia așa în jurul Politehnicii. A mai trecut prin momente de acest gen, nu a fost prima oară în istorie când au fost rezultate negative. Mai credeai pe atunci, când a început echipa să aibă rezultate negative, că își mai poate reveni? Yes, the next 5 games will be very, very hard. But how I said, we have to think only the next games and the next game. And if we stay positive and don't think the negative things and we can fight every game. I think we have very very good chance to reach the playoff. Șanse pentru playoff există dacă există concentrare, nu? Și dacă există determinare și focusare pe doar pe următorul meci. Pas cu pas o luăm. A fost o perioadă în care echipa, o luăm din vară, a avut o perioadă foarte scurtă de a se liniști după tot tumultul care nu a fost ușor, acel retur și această calificare nu a fost ușoară. A fost verba calificării, au fost aceste două meciuri în care echipa Politehnica Iași nu s-a făcut de râs și la foarte puțin am scăpat această calificare. Toată lumea, normal că după o perioadă grea, după o perioadă foarte intensă, după o ratare calificată până la urmă, a apărut și puțin frustrare în cadrul grupului, a apărut puțină disensiune între jucători și antrenori și atunci lucrurile astea s-au văzut pe teren. Președintele a făcut ce a trebuit să facă, și acum să sperăm că vom intra pe făgașul normal și că vom ajunge din nou acolo, pentru că a avea continuitate în cupele europene ar însemna foarte mult pentru echipa noastră. Să ne aducem aminte că nu suntem singura echipă care a pățit așa și FC Botoșanul și-a revenit cu greu după acea participare de acum două sezoane în urmă în cupele europene și au avut o perioadă de declin de câteva etape în care n-au mai știut ce-i victoria. Dar s-au redresat și ei la fel după ce a trecut, să-i spunem, dezamăgirea faptului că nu au reușit să meargă mai departe. Eu pot chiar să te contrazic și să spun nu numai că nu am pierdut acea calificare, nu ne-am făcut de rușine, ba suntem mândri pentru că am fost acolo și din punctul meu de vedere este o mândrie pe care eu am față de Politehnica pentru ce a putut să realizeze. Am văzut o echipă care s-a bătut de la egal la egal în cupele europene, o echipă care nu spune că e la prima participare în Europa, o echipă care a intrat foarte bine montată, foarte bine focusată și care și-a dorit foarte mult victoria. Probabil că și ăsta a fost unul dintre motivele pentru care n-a fost chiar rezultatul pe care ni l-am dorit. Poate ne-am dorit chiar prea mult victoria atunci. Este normal. Acum să dau ceva din culise. În retur eram pe linia de offside și primul gol al celor de la Hajduk Split a fost din offside. Am discutat cu arbitrii după meci, mă rog, nu mai puteau întoarce faza și meciul a mers mai departe, însă echipa noastră a făcut o figură frumoasă. A fost în primul rând o primă calificare, chiar dacă pe undeva conjuncturală, dar e o calificare în Europa League care practic a atras privirea asupra orașului nostru, a adus un plus echipei, a adus până la urmă o echipă de tradiție a fotbalului în orașul nostru. Am făcut o bucurie până la urmă suporterilor și asta contează cel mai mult pentru noi. Mai avem doar 2 minute, din păcate, a trecut timpul repede. Pe final, vreau să primesc de la fiecare dintre voi doi un pronostic pentru meciul de vineri. Puteți să-mi dați un pronostic? Ce înseamnă pronostic? Adică,
Cu cât îți dorești să câștigi cu pandurii Târgu Jiu? Hai să punem altfel problema. Okay. It's a very important game because we had many good games in the tournament training camp, and it's very important how we start the season. If we start with a good result, I think it can be push us more higher. So we want very much that win. Nu ne-a dat un scor chiar scors exact așa, dar ne-a spus că își dorește foarte mult să câștige, pentru că este foarte important ca echipa să pornească cu dreptul în acest nou început, chiar dacă de fapt e o continuare, este un nou început. Cezar? Eu cred că Luchi a dat răspuns. Cel mai bun răspuns. Cel mai bun răspuns și... Îl aprob. Îl aprob. Îl aprob. Doamnelor și domnilor, și eu îl aprob și indiferent cu cât îi batem, sperăm să-i batem pe cei de la Pandurii Târgu Jiu, pentru că asta este cel mai important. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați participat astăzi la emisiune și ați fost alături de noi și ne-ați răspuns la întrebări. Și dumneavoastră vă mulțumim pentru că ne-ați stat încă o oră alături în această după-amiază și vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Contraatac. Până atunci, rămâneți cu Iași TV Live. La revedere!